Incendiu violent chiar în aceste momente la un depozit de marfă din Voluntari, lângă capitală. S-au auzit mai multe explozii, iar fumul dens are 10 de metri înălțime. Pompierii au ajuns acolo cu 20 de autospeciale și se luptă cu flăcările. Până acum, suprafața afectată se întinde pe 5.000 de metri pătrați. Colega mea Lorena Rădulescu este acolo. Lorena, ce se întâmplă? Bună ziua, Olivia! Din primele informații se pare că incendiul care a izbucnit în urmă cu câteva zeci de minute este unul extrem de violent, sunt degajări mari de fum. Acesta a izbucnit la o hală de depozit de materiale de aici din orașul Voluntari. Incendiul este extrem de violent, se manifestă în interiorul depozitului, dar și în exteriorul acestuia, unde sunt paleți cu marfă. Din primele informații se pare că în depozit s-ar afla și mai multe materiale periculoase și substanțe inflamabile, cum ar fi baterii sau canistre, pentru că în urmă cu câteva minute s-au auzit mai multe explozii succesive. De altfel, autoritățile au emis și un mesaj RO-alert, iar prin care sfătuiește oamenii să evite această zonă. Sunt peste 5.000 de metri pătrați afectați conform autorităților, iar pompierii încearcă să intervină acum cu peste 20 de autospeciale și 3 autoscări, pentru că flăcările se extind destul de repede. Pompierii au o misiune destul de dificilă pentru că bucăți din depozit se desprind în fiecare clipă, iar aceștia au creat și o perdea de apă, iar un excavator încearcă să taie la propriu bucăți din hală pentru a despărți zona afectată de restul depozitului. Încă nu se cunosc exact cauzele din care ar fi izbucnit acest incendiu, dar autoritățile au o misiune destul de dificilă în aceste momente.